looking like Debbie Fly. Este al patrulea an consecutiv de când revista VIP Magazine organizează un top cu 100 cele mai sexy femei din spațiul public moldovenesc. În acest an, prezentatoarele Mustave au fost incluse în top și asta e normal, doar sunt și sexy și deștepte. I'm sexy and I know it. Conform voturilor, în acest an, cea mai sexy femeie a Moldovei a fost aleasă Olea Tira. Interpreta și-a făcut apariția la petrecere într-o rochie neagră, până în pământ și un machiaj smokey eyes. A fost o bătălie foarte tare. Crâncenă, și mă bucur foarte mult pentru și vreau să mulțumesc pe toți care m-au votat și bineînțeles și soțul meu. I'm sexy and I know it. Eu cred că o femeie sexy este o femeie mister și trebuie să descoperi în an și în an și niciodată nu o să descoperi până în sfârșit. Femeie sexy, părerea mea, trebuie să fie independentă, încrezută în sine, să aibă întotdeauna zâmbet pe față. Toate momentele care v-am spus, cred că eu pot să găsesc în mine și poate din cauza asta sunt în acest top. Da, bineînțeles că trebuie să fie și frumoasă, cu un trup frumos, cu o față atrăgătoare, dar trebuie să fie și deșteaptă, pentru că bărbatul din prima vedere, deci cucerește femeia, da, dacă o place sau nu, și după o zi, două, de fapt, poate să înțeleagă că această femeie, de fapt, este frumoasă, dar nimic nu mai este în ea. Pentru bărbatul meu, eu sunt cea mai sexy femeie. Chiar dacă serata a fost organizată doar pentru femei, unele au venit cu însoțitori care au admirat frumusețile din jurul lor. Câtă fericire era pe chipul lor! Pentru mine ar trebui să fie brunetă. Pentru mine cea mai sexy, cum am mai spus și am trecut, este soția mea. Subțirică, picioare lungi, piept micuț, inteligente. Domnul i-a dat toate, și față, și corp, și mic. De exemplu, pentru un bărbat, o blondă e sexy, pentru o brunetă, pentru unul, dacă cât mai vulgară, mai goală, e mai sexy, pentru altul, cât mai deschisă e bluză, cu atât mai sexy. Anul trecut, o revistă din România a numit-o pe Antonia cea mai sexy femeie. În acest an, însă, frumoasa interpretă a fost invitată la noi, ca să vadă cât de frumoase sunt și moldovencele. Antonia a susținut și un mini-concert, dedicat doar femeilor.